Potrivit statisticilor oficiale publicate de Casa Națională de Pensii, cea mai mare medie a valorii pensiilor din România, cu o valoare de 3.056 de lei, este în județul Hunedoara. Aceasta fiind depășită doar de pensia medie din sectorul 1 al capitalei, unde este 3.419 lei. Pentru unii dintre cei peste 120.000 de pensionari hunedoreni, pensiile vor crește din luna septembrie, deciziile de recalculare urmând să fie distribuite prin poștă în perioada 15-31 august. În schimb, potrivit legii în vigoare, pensiile vor crește pentru toți pensionarii în luna ianuarie 2025, când vor fi indexate cu rata inflației. Din păcate, suntem codași la salarii. Institutul Național de Statistică comunica oficial în luna iulie că venitul salarial mediu brut pe economie în luna mai 2023 a fost de 7.229 de lei și cel net 4.543 de lei. La acest capitol, județul Hunedoara se situa în luna mai a acestui an pe poziția 36 din 42 de județe, cu o medie a câștigului salarial net pe lună de doar 3.378 de lei.